prieteni voi, sunteți pe canal Sofia Show. Și astăzi noi venim cu un filmuleț care se numește Original sau Fake. Noi astăzi avem două ouă, LOL. Unul este, deci, original. Acest micuț este original și acest mare este fake sau neoriginal. Acesta este procurat de pe piață și acesta din magazin. O să vedem astăzi, o să deschidem cu fetele și o să comparăm, o să vedem cu ce se deosebesc. Deci, la prima, deci la aspect, se deosebesc după mărime. Nu au răbdare deja. Stai puțin, Sara, stai puțin să mai spun ceva și apoi... Deci, noi am deschis un canal nou pentru Sofia, care se numește Like Sofia. Linkul o să-l găsiți în descriere la acest filmuleț și vă rugăm foarte mult să intrați și să vă abonați la noul canal al Sofiei. Până când acolo nu sunt filmulețe, dar foarte curând o să apară. Vă rugăm foarte mult, intrați și vă abonați la noul canal al Sofiei. Și ne dați like-uri, deci, la acest filmuleț. Deja la noi au apărut multe discuții, nu știm cine să deschidă ouul, deja toți spun că eu, acuși eu să deschid ouul. Tata, ridică mâna că și el vrea să deschidă. Totuși, ne-a zis tata să deschidem pe acest mare și noi o să-l ascultăm, da? Bine, hai. Pe încetșorul deschidem. Așa, acesta este, deci, fake, nu este original. Ești curioasă ce este acolo? Da. Acuși, bine, tu o să-l deschizi pe acesta, da? Așa, ce este? Acesta este un mesaj secret, sau cum se numește acest mesaj. Deci este o bomboană și o inimioară, plus o inimioară. Aici. Punem aici mesajul. Mergem mai departe. Acuși o să comparăm. Sofia, stai puțin. Nu aveți răbdare. Așa, uite aici, vezi? Deci, împachetat nu este prea bine, este totul așa boțică, dar o să vedem ce este nou. Deci, acestea ce sunt? Niște stickere. Așa, spiți, nu știu ce, cries, nu știu, niște emoții aici sunt, niște stickere. Aceste stickere le avem noi. Sofia merge mai departe, deschide următorul strat. Mai tremură mâinile la Sofia. Așa. Ce este aici? Sofia a vrut să-l deschide pe acesta mare prima și tata tot. Și deja am putut să deschidem acest mare primul. Ce este aici? Este ceva sau nu? Da. Unde? Nu văd. Deja trebuia să fie ceva, dar nu este. La Sara a fost puțin altfel atunci, nu știu, altfel a fost. A fost după fiecare strat ceva nou apărea, dar aici nu. Este. Sofie, stai. Nu, acesta deja trebuia să fie ceva aici. Acesta este cu mult mai ieftin, de 3 ori mai ieftin, da? Da. Mirosul nu este plăcut, zic deodată, din start. Are un miros de clay, de lipici. Avem aici o rochiță cambuțită. Wow! Cine? Avem, la Sara era altfel, totuși fake, dar era altfel. Era mai bine ascuns, era fiecare ascuns în căsuța sa, dar aici nu este așa. O pereche de ochelari albi. Și Sofia, dăm cu apă cu ușa, eu să o pui în loc. Unde este păpușa Sare? Să vă arătăm, nu știu unde este. Deci, priviți, cam este stranie această păpușă. Gura este rău vopsită, aici nu se vede bine gurița. Nu, nu-mi place deloc. Nu-mi place. Și are și... un biberon. La Sara tot era mai calitativ decât acesta.
și ce colecție putem strânge aici. Așa. Da, la Sofia era chiar, la Sara era și chiar mai bine aici. Deci păpușile acestea mai clar se vedeau. Aceasta este chiar fake al fake-ului. Deja fake, fake. Cum o cheamă pe această păpușă, Sofia? Nu o găsesc eu aici. A, iată. Leading Baby o cheamă. Leading Baby. Iată, aceasta este. Ia cu ochelari. Hai, Sofia, îmbracu. Ce miros urât are. Și eu nu cred. Deci aici fiecare păpușă când o pui în apă, ea trebuie ceva să facă, dar nu cred că păpușa aceasta poate ceva face. O să încercăm la urmă dacă ea scuipă. Deci Asare îi scuipa, dar aceasta nu știu dacă scuipă. O să vedem la urmă. Stai să-i punem ochelarii pe cap, dacă se țin numai. Ciupici. Ciupici nu. Nici ciupici nu are. Asare avea și încălțăminte și... Deci nu merită. Să vă zic, priviți cum stau ochelarii pe cap, nici nu stau pe cap bine. Fake-ul Sarei a fost cu mult mai reușit. Intrați pe canalul Sarei și vedeți primul filmuleț de pe canalul Sarei. Este la fel, noi deschidem un LOL fake, dar este cu mult mai bun decât acesta. Acesta nu-mi place, da, Sofie? Nu ne place nouă. Ce fițe au fietele! Da? Nu trebuie să vedeți amăgit de orice cușă, să fie unul original, Sofia! O fetiță frumușică, cred că o să ne... să fie aici, da? Am găsit și încălțămintea păpușii, deci am vorbit... Ce este? Păpușa noastră cred că are trei picioare. Trei pantofi ne-au pus. Sau unul în caz că pierdem, da? Sau ce? Sau ei au numărat până la trei. Unu, doi și trei au văzut. Hai, dă-mi cu așa să încălțăm binișor. Ce pici de culoare roz. A, ce drăguță este. Ce acestea. Așa, priviți. Acum deja arată mai bine păpușa. Așa, priviți. Gata, stă aici. Și acum, cine deschide LOL-ul al doilea? Sara. Da, un fel șansă, Sara, bine? Sara ține și deschidem unul original. Sunt curioasă să văd o păpușă originală, cum arată. Să te ajutăm, Sara, puțin. Privește aici. Fiul să așa. Nu. Gata, fiul, nu vă certați. Eu? Poți, Sara? Nu? Hai, mamă, te ajut. Așa. Așa, mama tot nu a deschis corect. Acolo mai este? Nu, 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 mai, mai mult nu mai este. Așa, ce i-a căzut Sarei? Mesajul secret este nu știu ce și costeluță. Se deosebește la calitate. Deja vedem că sunt diferite. Mai departe, deschidem. Ce acolo? Așa. Păpușa este la urmă. Oho. Aici sunt stickere, dar ne-a căzut... Una. Doar unul, un sticker, dar la acesta neoriginal fake sunt patru stickere. Deja. Stickerele seamănă foarte mult, mesajul secret seamănă. Mergem mai departe. Unde se deschide mai departe? Bebeluș. Acum să fie. Bebeluș. Straniu. De ce nu s-a deschis tot așa, nu era ascuns? Sau este altă serie? De ce? Oho. Wow, se deosebește foarte mult. Deci sunt pliculețe aparte, nu are miros. Hai tu, Sofia, ce are Sofia? Sari. Wow, ce frumos, niște pantofi care lucesc. Strălucesc. Deci este de la oul acesta ca un fel de breloc. Este, o să-l punem la loc. O gentuță! Priviți ce frumoasă cu psicuță! Totuși originalul este original, ce să zicem.
Dar unde e păpușa? Avem păpușa sau păpușa nu avem? Nu? Am înțeles. Fără păpușa? Nu. Fără, nu. Păpușa nu poate deschide, păpușa este aici. A, da. Da. Bebeluș? Se vede că este originală. Priviți ce frumoasă este ea. Și priviți cum se... Stai puțin. Priviți cum se deosebește mărimea dintre ele. Priviți cât de mare este aceasta și cât de micuță și drăguță este aceasta și are și o suzietă în guriță. Este foarte frumoasă și lucește și părul lucește. Nu au răbdare fetele acestea, Emile. Sara, vrei să o încalți? Așa. Dar cum se încalță? Are niște ciupici foarte mari. Încălțămintea este cam mare pentru ea. Cam aici ceva au dat ei. Au greșit ceva, cred. Pe secuță? Așa. Vezi ce încălțăminte, dar este mare. Ceva cu încălțăminte au greșit, cred că ei. Sau așa merge. Priviți. Sara, stai puțin. Sara. Eu doar o pun și Sara o ia și ea cade înapoi. Asamblăm acest ou. Cât de micuță. Așa, priviți. Și ouul este, deci plasticul este mai calitativ aici. Și păpușa noastră trebuie să o plasăm aici, în gentuță, Sara. Așa e, trebuie ca să stă. Sau cum este? Să vedem cum o cheamă și dacă o putem găsi aici. Wow, aici sunt foarte multe. Este o serie foarte bogată. Este o serie foarte bogată de păpuși, seria aceasta. Dar nu știu de ce eu pe a noastră păpușă nu o văd deocamdată. Eu nu văd. Nu este. Nu văd, nu știu. A, partea aceasta. A, sunt niște bebeluși. Ea nu este bebelușă. De aceea, cele sunt mai mari și acestea sunt niște bebeluși. Aici precis că o găsim noi. Unde este ea? O vedeți cu suzietă? Nu. Cu suzietă de culoare roz. Nu este asta? Nu. Iată. Prințesa Kitty o cheamă. Prințesa Kitty. Kitty, hello Kitty. Să le pun aici. Da, este ea, vedeți? Priviți. Aceasta este prințesa Kitty. Și acum noi prințesa aceasta trebuie să o punem în apă și să vedem ce se întâmplă cu ea dacă o punem și în apă. Și cu asta. Da, și cu aceea tot. Plasăm păpușa aceasta în apă. Sofia, tu așteaptă până când rândul. Să vedem ce se întâmplă cu aceasta și apoi pe rând. Uh-huh. Se întâmplă ceva cu ea. Stai, Sara. Tu îți n-au răbdare. Stai, Sara. Nu știu, nu văd să se facă ceva, să se întâmplă ceva cu ea. Sara, stai puțin. Ce faci? Vedeți ceva deosebit? Nu. Nimic. Nu văd nimic să facă ea. Să o mai ținem puțin. Hai să o lăsăm așa în apă. Las-o, Sara, las-o. Să vedem, ea cuși trebuie să se schimbe. Deci culoarea trebuie să se schimbe, cred că. Culoarea? Da. Sau ce trebuie să se întâmple cu ea? O pui în apă. Deci poate noi ceva am încurcat, dar deja am pus-o și în apă rece, și în apă caldă. Dar culoarea nu știu de ce nu se schimbă, dar trebuie să se schimbe culoarea ei. O să mai văd, deci o să mai citesc. Cam încep chiloței să se schimbe, să se facă albi, dar nu știm. Poate trebuie mai mult timp să stea ea în apă. Deja o să vedem. 7. Așa, și acum Sofia dă biberonul. Eu. Bine, ia apă. Să vedem ce face păpușa. Sara, las-o puțin încă aici, așa. Sofia, ce face? Gata, i-ai dat treabă apă? Treabă mică. Nu, treabă... Da? Da. A făcut. A făcut treabă mică. Stai să văd și eu. Dacă este așa sau nu. Vei. Oho! Ei, ce să vă zic, nu mai face ea nimic. Nici treaba mică, nici treaba mare. Nu face nimic. Deci,
fake-ul sarei atunci a fost cu mult mai bun. Ea cel puțin scuipa păpușa aceea, dar aceasta nu face nimic, din păcate. Nu face nimic. Și mama o sare. O să mai încercăm încă o dată. Mama! Poate așa? A, ea scuipă, la fel scuipă. Da, aceasta scuipă. Deci, a Sofiei scuipă. Dar a Sarei și până acum nu și-a schimbat culoarea. Nu știm ce e cu ea. Hei! Hei! Ce e cu ea? Hei! Am schimbat culoarea. Nu, nu vrea. Gata, am comparat două păpuși drăguțe, dar Sarei îmi pare mai drăguță. Deci nu este a Sarei, Sara a deschis ouul, sau chiar eu l-am deschis. Dar a voastre păpuși, dar aceasta originală este mai reușită, da, Sofia? Chiar și acest ou este cu mult mai frumos și mai bine făcut. Atât. Și centuța are și pantofi are. Voi ne spuneți în comentarii care păpușă v-a plăcut vouă mai mult. Aceasta fake sau aceasta originală? Deci care lol v-a plăcut vouă mai mult? Și ne dați multe like-uri, ne scrieți comentarii, noi așteptăm. Vă abonați la canalul, al doilea canal al Sofiei, la canalul Sarei, la toate canalele noastre. Vă iubim foarte, foarte, foarte mult. Sofia, zi la toți, papa. Sofia pa, pa. Se joacă și nu are când. Zi papa la toți și transmite pupici. Pa, pa. Pupici la toți. Sara este ocupată. Vă iubim mult. Pa, 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 pa. Pa, pa.